Toți absolvenții de liceu care vor să îmbrățișeze o carieră în poliție sau în structurile Ministerului Afacerilor Interne pot, începând de luni, să se înscrie la una din instituțiile MAI. Ca element de noutate, doresc să se rețină faptul că putem face înscrieri doar pentru candidații care au domiciliul în Mehedinți. Dacă până în anul acesta puteam să facem înscrieri și pentru candidații care aveau reședință în Mehedinți, anul acesta regulile sunt un pic mai stricte, în sensul că putem face înscriere doar pentru candidații care au domiciliul în Mehedinți. Candidații pentru aceste posturi trebuie însă să îndeplinească mai multe criterii pentru a putea accede într-o astfel de instituție. Să aibă cetățenie română și domiciliu în România, să cunoască limba română scris și vorbit, să aibă capacitate de plină de exercițiu, să fie declarația din punct de vedere medical, fizic și psihic, să aibă vârstă de minim 18 ani împliniți în cursul anului în care participă la concurs. Să fie absolvenți de liceu cu diplomă, să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni, să nu fie fost destituit într-o funcție publică în ultimii 7 ani. Alte criterii foarte important, să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniți în anul participării la concursul de admitere, să fie obținut la purtare în perioada studiilor liceale media generală minim 8, să nu fie exmatriculați pentru abatere disciplinare dintr-o instituție de învățământ, să aibă înălțimea de minim 1,70 m pentru bărbați și 1,65 m pentru femei. Pe lângă calitățile fizice, viitorii polițiști trebuie însă să aibă și calități morale. Căutăm candidați care au experiență în diferite domenii sau care vin de pe băncile liceelor, de pe băncile școlii, care în primul rând își doresc și ulterior o să dovedească că și pot să ofere și să furnizeze servicii de calitate comunității. Pentru că a fi polițist înseamnă, în primul rând, a fi parte a comunității, a fi sensibil, a fi deschis, a avea, în general, o conduită asertivă și abia ulterior, prin competențele profesionale dobândite, a avea acel background, a face față unor provocări pe care ți le pune viața în fiecare zi. Informații privind graficul desfășurării activităților, condițiile și criteriile de recrutare, probele de concurs și competența dosarului se pot obține la sediul Inspectoratului Județean de Poliție din Mehedinți sau de pe site-ul instituției mh.poliția-română.ro.